Mascații au descins în Olt, la Slatina și Curtișoara, dar și în localitatea Doljană Leu, la locuințele unor bărbați suspectați de deținere și trafic de droguri de risc. Alături de aceștia, oamenii legii au adus la audieri, la sediul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, alte 22 de persoane, multe dintre ele fiind consumatoare de substanțe interzise. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor două pungi ce conțin material vegetal uscat de aproximativ 150 de grame, 30 6.000 de lei, un pistol cu bile din plastic și un cântar electronic. Potrivit anchetatorilor din cercetări a reușit faptul că, începând cu anul 2020 și până în prezent, cei trei bărbați ar fi comercializat droguri și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive în județul OLT. În urma audierilor, unul dintre cei trei bărbați suspectați de trafic de droguri de risc a fost reținut. El va fi prezentat judecătorilor tribunalului OLT cu propunerea de arestare preventivă.